Hai să urcăm, să privim în jurul nostru, zise Legolas. Greutatea în respirație nu mi-a trecut. Mi-ar plăcea să trag, măcar o clipă, aer curat în piept. Cei trei urcară. Aragorn venea în urmă, mișcându-se încet, căci urmărea atent cu privirea treptele și terasele. Sunt aproape sigur că hobiții au ajuns până aici, zise el. Dar mai sunt și alte urme, unele foarte ciudate, pe care nu le înțeleg. Mă întreb dacă vom putea vedea ceva care să ne ajute să aflăm pe unde au pornit-o. Se ridică și privi în jur, dar nu văzu nimic important. Pragul dădea spre miază zi și spre răsărit, dar numai spre soare răsarea avea câmp deschis. Acolo zări creștetele arborilor coborând rânduri către câmpia de unde veniseră ei. Mult am mai mers, zise Legolas. Am fi putut ajunge cu toții vii și nevătămați aici, dacă am fi părăsit râul cel mare a doua sau a treia zi și am fi luat-o spre soare apune. Dar știi omul ce ar păți, dinainte s-ar păzi. Dar nu chipzuiserăm să ajungem în Fangorn, remarcă Gimli. Și, cu toate acestea, iată-ne aici, și bine prinși în plasă, zise Legolas. Ia uitați-vă. Unde? Întrebă Gimli. Acolo, prin arbori. Unde? Eu n-am ochi elfești. Vorbește mai încet. Uitați-vă, zise Legolas, arătând cu degetul. Acolo jos, în pădure, chiar în locul de unde venim. El e. Nu-l vezi cum trece de la un arbore la altul? Ba da, ba da. Acum îl văd, șuieră Gimli. Uită-te, Aragorn. Nu v-am spus eu vouă. Uite el pe moșneag. Tot numai trențe rufoase, de aia nu l-am văzut la început. Aragorn se uită și reuși să distingă o siluetă cocârjată care se mișca agale. Nu era prea departe. Părea un cerșetor bătrân care mergea a nevoie, sprijinit într-un toiag noduros. Avea capul plecat și nu se uita spre ei. Pe alte meleaguri, l-ar fi salutat cu vorbe blânde, dar acum rămaseră tăcuți, cu o nădejde ciudată în suflet, simțeau apropierea unei forțe tainice sau a unei primejdii. Câteva momente, Gimli se uită cu ochii măriți la silueta care se apropia. Apoi, fără să fie în stare să se mai abțină, izbucni, arcul, Legolas. Încordează-ți arcul. Pregătește-te. E Saruman. Să nu-l lași să rostească ceva, că o să ne vrăjească. Să tragi înainte. Legolas își lua arcul și el încordă încet, de parcă l-ar fi oprit ceva. În mână îi atârna o săgeată pe care nu se grăbi să o ridice. Aragorn stătea neclintit, cu chipul atent și încordat. Ce aștepți? Ce-i cu tine? Șopt Gimli șuierător. Legolas are dreptate, rosti Aragorn liniștit. N-avem cum să tragem asupra unui bătrân așa, pe nepusă masă și fără să fim provocați, oricâte spaime sau îndoieli avem. Om trăi și om vedea. În clipa aceea, moșneagul grăbi pasul și ajunse de grabă la poalele peretelui de stâncă. Apoi privi în sus. Nu se auzea nici un zgomot. Nu-i vedeau chipul, căci era acoperit cu o glugă peste care avea o pălărie cu boruri largi, așa că toate trăsăturile sale erau umbrite, afară de vârful nasului și al bărbii colilii. Cu toate acestea, lui Aragorn îi se păru că îi zărește strălucirea ascuțită a ochilor, pe sub umbra sprâncenelor acoperite. Într-un târziu, moșneagul rupse tăcerea. Ziua bună, prieteni, rosti el blând. Vreau să stăm de vorbă. Coborâți voi sau urc eu? Fără să mai aștepte răspunsul, începu să urce treptele. Acum, strigă Gimli. Oprește el, Legolas. Oare nu v-am spus că vreau să stau de vorbă cu voi? Întrebă moșneagul. Lasă arcul, jupâne elf. Legolas scăpă arcul și săgeata din mâini și rămase cu brațele atârnând neputincioase. Și dumneata, jupâne gnom, rogu-te, lasă securea până noi ajunge sus. Nu vei avea nevoie de așa ceva. Gimli vreau să facă un pas, apoi rămase stană de piatră, cu ochii holbați, în vreme ce moșneagul sărea din treaptă în treaptă, sprinten, ca o capră. Părea că el părăsise toată neputința. Pe măsură ce urca spre prag, apăru o sclipire, prea scurtă ca să fie sigură, o fulgerare de alb, ca și cum i s-ar fi dezvăluit, o clipă, niște straie ascunse pe sub strențe. Gimli inspira adânc, șuierător, în liniștea care îi înconjura. Ziua bună vă zic din nou, rosti moșneagul, apropiindu-se de ei. Când ajunse la doi pași, se opri sprijinit în toiag, cu fruntea semețită, privindu-i pe sub glugă. Ce vânt va duce pe aceste meleaguri? Un elf, un om și un gnom, toți în veșminte elfești. Neîndoios că în spatele acestei situații e o poveste la care e bine să-ți pleci urechea. Nu te întâlnești adesea pe aici cu așa ceva. Vorbești ca și cum ai cunoaște bine Fangornul, rosti Aragorn. Așa să fie. N-aș zice că îl cunosc bine, îi răspunse moșneagul. Asta ar însemna o învățătură pentru mai multe vieți. Dar vin din când în când pe aici.
Ne-ai putea spune, mai întâi, numele și apoi ce voiești de la noi?" zise Aragorn. "Dimineața trece iute, iar noi avem o misie de împlinit. Ceea ce vreau eu de la voi, știți deja, aș vrea să știu ce vânt va duce pe aici și ce poveste îmi puteți spune. Cât despre nume?" se întrerupse, râzând îndelung și blând. Pe Aragorn îl trecu un fior rece pe șira spinării. Și totuși, nu simțea nici teamă, nici groază. Era ceva, mai degrabă ca o rafală tăioasă de vânt sau ca o ploaie rece care trezește un somnoros neliniștit. "Numele meu," zise iar moșneagul. "Încă nu v-ați dat seama? Cred că l-ați mai auzit." "Da, sigur l-ați auzit. Acum, hai, spuneți-mi povestea voastră." Cei trei tovarăși stăteau neclintiți, fără să scoată o vorbă. "Sunt îndoieli dacă-i bine sau rău să povestiți cuiva despre misia aceasta," zise moșneagul. "Din fericire, mai știu și eu câte ceva. Căutați urmele a doi hobiți, mi se pare." "Da, da, hobiți. Nu vă uitați așa la mine, de parcă n-ați mai fi auzit până acum de numele ăsta. Îl știți prea bine, așa cum îl știu și eu. Ei bine, au urcat aici alaltăieri și s-au întâlnit cu cineva la care nici nu s-ar fi așteptat. Asta vă mai liniștește? Vreți să știți unde au fost duși, nu-i așa? Ei, poate vă dau unele vești. Dar de ce stați în picioare? Misia voastră nu mai e așa grabnică pe cât vă închipuiați. Hai să ne așezăm, să fim mai în largul nostru." Moșneagul se întoarse și porni spre o grămadă de pietre surpate la poalele unei stânci. De îndată, ca și cum s-ar fi risipit o vrajă, cei trei se destinseră și începură să se foiască. Mâna lui Gimli se îndreptă imediat spre Secure. Aragorn își trase sabia. Legolas se aplecă să-și ia arcul de jos. Moșneagul nu-i băgă în seamă. Se lăsă pe o lespede. Atunci, mantia cenușie se dădu la o parte, iar ei văzură limpede că era îmbrăcat pe dedesubt cu totul și cu totul în alb. "Saruman!" strigă Gimli, repezindu-se la el cu secura în mână. "Vorbește! Unde ne-ai ascuns prietenii? Și ce ai făcut cu ei? Vorbește, că altfel îți găuresc pălăria de nos o mai poți purta, oricât ai fi tu de vrăjitor." Moșneagul însă fu mai iute ca el. Sări în picioare, iar apoi pe un bolovan mare. Rămase acolo drept și se făcu brusc foarte înalt, dominându-i. Gluga și zdrențele fumurii zburară. Veșmântul alb îi strălucea. Își ridică toiagul și lui Gimli îi sări secura din mâna încleștată, izbindu-se cu zgomot de pământ. Sabia lui Aragorn în cremeni și brusc luă foc. Legolas scoase un urlet și trase o săgeată în sus care dispăru într-o pălălaie. "Mithrandir!" strigă el. "Mithrandir! Ziua bună, vă zic iar, Legolas, rost bătrânul." Se uitară toți trei la el. În bătaia soarelui, părul lui era alb ca zăpada și imaculat veșmântul, sub sprâncenele stufoase, ochii îi străluceau, pătrunzători ca razele soarelui, avea puterea în mâinile lui. Îi cuprinse o uluială amestecată cu teamă și cu bucurie și nu mai putură scoate nici o vorbă. Într-un târziu, Aragorn începu să se foiască. "Gandalf!" exclamă el. "Ne sari în ajutor, acum, că nu mai aveam nicio nădejde. Ce orb am fost! Gandalf!" Gimli nu rosti niciun cuvânt. Se lăsă în genunchi, acoperindu-și ochii. "Gandalf!" repetă moșneagul, de parcă ar fi căutat un cuvânt dispărut printre amintiri străvechi. "Da, ăsta era numele meu, Gandalf!" Coborâ de pe bolovan, își luă mantia cenușie de jos și se înfășură în ea. Părea că soarele strălucitor se ascunsese iar după un nor. "Da, îmi puteți zice din nou Gandalf," rosti el, cu glasul vechiilor călăuze prietene. "Ridică-te, Jim. Nu te condamn, căci nu mi-ai făcut niciun rău. Pentru că, dragii mei, nici una dintre armele voastre nu m-ar putea răni. Fiți veseli. Suntem iar împreună, în plin avânt. Vine furtuna mare, dar acum ne surâde și nouă norocul." Își lăsă palma pe creștetul lui Gimli. Gnomul își ridică privirile și râse. "Gandalf," rosti el. "Dar de ce ești îmbrăcat așa, în alb?" "Da, acum sunt îmbrăcat în alb," zise Gandalf. "Aveți dreptate, sunt Saruman, așa ar crede oricine. Saruman, așa cum ar fi trebuit el să fie. Dar să lăsăm asta. Povestiți-mi despre voi. Am trecut prin foc și ape adânci de când ne-am despărțit. Am uitat multe din ceea ce credeam că știu și am învățat multe altele, pe care le credeam uitate. Văd tot felul de lucruri depărtate, dar nu și pe cele de lângă mine. Povestiți-mi despre voi. Ce ai dori să știi?" întrebă Aragorn. "Ceea ce s-a întâmplat de când ne-am despărțit pe pod ar fi o poveste lungă. N-ar fi mai bine să ne dai, mai întâi, vești despre hobiți. L-ai găsit? Sunt sănătoși, voinici?" "Nu, nu i-am găsit," zise Gandalf.
se lăsase negura peste văile de la Emin Muil și n-am aflat că fuseseră luați ostatici, până nu mi-a spus vulturul. Vulturul, zise Legolas. Am văzut un vultur departe, în slăvile cerului, asta s-a întâmplat acum 3 zile, în Emin Muil. Da, zise Gandalf, era Guahir, stăpânul vânturilor, care m-a făcut scăpa din Orthanc. L-am trimis înainte, să vegheze râul și să afle vești. Are el privirea ascuțită, dar nu vede chiar tot ce se întâmplă pe sub arbori și colini. Mi-a spus unele lucruri, pe altele le-am văzut eu cu ochii mei. Nu mai stă în puteri nici mie, nici altora care au pornit din vâlceaua despicată să mai fim de ajutor în legătură cu inelul. N-a fost mult până să încapă pe mâinile vrăjmașului, dar a scăpat. Am și eu rostul meu în treaba asta, căci am stat undeva, la înălțime, și mi-am dat toată osteneala împotriva turnului întunecimii. Și umbra s-a risipit. După aceea m-am simțit vlăguit, tare vlăguit, și am rătăcit prin tenebrele gândului. Înseamnă că știi ceva de Frodo, conchise Gimli. Ce s-a întâmplat cu el? Nu știu să vă spun. A scăpat dintr-o mare primejdie, dar îl mai așteaptă multe altele. A hotărât să se ducă singur în Mordor, așa că a pornit într-acolo. Atât pot să vă spun. Nu-i singur, interveni Legolas. Credem că s-a dus și Sam cu el. Nu mai spune, exclamă Gandalf, iar chipul îi se lumină într-un zâmbet și ochii îi sclipiră. Chiar așa? N-am știut, dar pot să spun că nu mă mir deloc. Bine, foarte bine. Mi-ați luat o piatră de pe inimă. Trebuie să-mi spuneți mai multe. Hai, așezați-vă lângă mine și povestiți-mi despre călătoria voastră. Cei trei se așezară la picioarele lui și Aragorn începu să povestească. Multă vreme, Gandalf nu scoase niciun cuvânt și nu întrebă nimic. Stătea cu mâinile pe genunchi și cu ochii închiși. Când, în sfârșit, Aragorn ajunse la moartea lui Boromir și la ultima lui călătorie pe râul cel mare, moșneagul suspina. Nu mi-ai dezvăluit tot ce știi sau ce gândești, Aragorn, prietene, rosti el liniștit. Bietul Boromir. Nu mi-am dat seama ce i s-a întâmplat. Dureroasă încercare pentru un astfel de bărbat, un adevărat războinic, un cârmuitor al oamenilor. Galadriel mi-a spus că era în primejdie. Dar că, până la urmă, a scăpat. Ce bine îmi pare. Venirea tinerilor hobiți cu noi n-a fost zadarnică, fie și numai de dragul lui Boromir. Însă asta nu este singura misie pe care o au ei de împlinit. Au fost aduși în Fangorn, iar venirea lor a fost ca o cădere de pietricele care provoacă o prăvălire în munți. Chiar și acum, când stăm noi aici de vorbă, aud primele bubuituri. Ar fi mai bine pentru Saruman să nu-l prindă vâltoarea departe de casă, când s-o rupeze gazurile. Într-o singură privință nu te-ai schimbat deloc, dragă prietene, zise Aragorn. Tot numai în cimilituri vorbești. Cum spui? În cimilituri? Făcu Gandalf. Nu, căci deși cu glas tare, vorbeam cu mine însumi. Ăsta-i melicul bătrânilor, să stea la sfat cu cel mai înțelept dintre cei de față. Deslușirile lungi de care au nevoie tinerii sunt plictisitoare. Începu să râdă, dar hohotele lui răsunau acum cald și plăcut, ca o rază de soare. Nu mai sunt tânăr, nici măcar după socoteala oamenilor din casele străbune, zise Aragorn. Nu vrei să-mi dezvălui mai clar ce ai în minte? Păi, ce ai vrea să mai spun? Zise Gandalf și se opri o clipă, gânditor. Pe scurt, iată cum văd lucrurile acum, dacă vrei să-mi cunoști gândurile cât mai pe șleau, dușmanul știe, desigur, de mult că inelul se află dincolo de fruntarii și că e purtat de un hobbit. Acum știe și numărul celor din grupul nostru care au pornit din vâlceaua despicată, precum și de ce neam suntem fiecare. Dar nu e limpede ce urmărim. Crede că mergem cu toții la Minas Tirith, căci așa ar fi făcut el, de ar fi fost în locul nostru. Și, după mintea lui, asta ar fi fost o grea lovitură dată puterii sale. E, într-adevăr, foarte înspăimântat, gândindu-se că ar putea apărea cine știe ce forțos care deține inelul și să-l ia cu asalt, apoi să încerce să-l doboare și să se așeze pe locul lui. Dar nu-i trece prin minte că vrem să-l doborâm fără să punem pe nimeni în loc. Și nici în visurile lui cele mai întunecate nu-i vine ideea că am vrea să distrugem inelul. În asta stau, fără doar și poate, norocul și nădejdea noastră. Căci, imaginându-și războiul, i-a dat frâu liber, crezând că n-are timp de pierdut, pentru că acela care lovește primul, dacă o face așa cum trebuie, s-ar putea să nu mai fie nevoit să lovească și a doua oară. Așa că își pune în mișcare, acum, mai curând decât și ar fi închipuie, forțele pe care și le pregătește de mult. Nebun înțelept! Căci, dacă și ar fi folosit toată puterea să străjuiască Mordorul, ca să nu intre nimeni acolo, și dacă și ar fi pus toată și retenia în joc să pună mâna pe inel, atunci toată nădejdea noastră s-ar fi risipit, nici inelul, nici purtătorul lui n-ar fi scăpat.
Dar acum privirile lui se îndreaptă mai degrabă peste fruntarii decât în propria ei ogradă. Și cel mai mult are grijă de mine stirit. Curând va da năval acolo cu toate forțele, ca o vijelie. Cât știe deja că solii pe care și-a trimis ca să tâlhărească frăția au dat iar greș. N-au găsit tinelul. Și nici nu s-au întors cu vreun ostatic hobbit. Dacă le-ar fi reușit măcar atât, tot ar fi fost o lovitură grea pentru noi. Fatală, chiar. Dar să nu ne întunecăm inimile, închipuindu-ne la ce încercările ar fi fost puse hobiților loialitatea în turnul întunecimii. Căci dușmanul a dat greș cel puțin, până acum. Și asta, datorită lui Saruman. Păi, atunci, Saruman nu-i trădător, întrebă Gimli. Ba e, zise Gandalf. E și nu e. Așa-i că-i ciudat. Niciuna dintre suferințele noastre din ultima vreme n-a fost atât de grea ca trădarea Isengardului. Socotit fiind deopotrivă cârmuitor și capitan, Saruman a ajuns foarte puternic. E o amenințare pentru oamenii din Rohan și le zădărnicește ajutorul din Minas Tirith, cu toate că lovitura principală se întrevede dinspre răsărit. Și totuși, o armă perfidă rămâne o primejdie oricând la îndemână. Saruman se gândise și să pună laba pe inel, numai pentru el, sau măcar să atragă în cursă vreo câțiva hobiți, ca să-și împlinească scopurile mărșave. Așadar, vrăjmașii au uneltit între ei doar să-i aducă pe Merry și pe Pippin cu iuțeala vântului și cât ai zice pește în Fangorn, unde altfel nici nu le-ar fi trecut prin minte să ajungă. Pe lângă asta, sunt copleșiți de noi îndoieli care le zădărnicesc planurile. Mulțumită călăreților din Rohan, nici o soul în legătură cu bătălia nu va ajunge în Mordor, dar seniorul întunecimii știe că au fost prinși doi hobiți în Eminmuil și duși spre Isengard, împotriva vrerii propriilor săi slujitori. Acum are a se teme atât de Isengard, cât și de Minas Tirith. Dacă Minas Tirith cade, n-o să-i fie bine nici lui Saruman. Ce păcat că prietenii noștri sunt la mijloc, zise Gimli. Dacă între Mordor și Isengard nu s-ar afla un alt ținut, atunci n-ar avea decât să se tot lupte între ei. Noi n-am face decât să urmărim evenimentele și să așteptăm. Fără îndoială, învingătorul ar ieși mai puternic ca oricând, zise Gandalf. Dar Isengardul n-ar putea să țină piept Mordorului, dacă Saruman nu pune mai întâi mâna pe inel. Lucru pe care n-are cum să-l mai facă acum. Încă nu-și dă seama de ce primejdie el paște. Ba chiar nu știe foarte multe lucruri. Și a dorit atât de mult să-și înhațe prada, încât n-a mai putut aștepta acasă și a venit în întâmpinarea mesagerilor săi, ca să-i scodească. Dar, ca niciodată, a sosit prea târziu, când bătălia se sfârșise deja, fără ca el să mai poată face ceva. N-a zăbovit pe aici. Îi citesc gândurile și îmi dau seama de îndoielile lui. Nu e deprins cu codrul. Bănuiește că oamenii din Rohan au trecut prin foc și sabie tot ce au întâlnit pe câmpul de bătălie, dar nu știe dacă orcii îi aduc sau nu vreun ostatic. Și nici de cearta dintre slujitorii săi și orcii din Mordor. De asemenea, habar n-are de mesagerul înaripat. Mesagerul înaripat. Strigă Legolas. Am tras cu arcul lui Galadriel asupra Iuilasar în Gebir și l-am făcut să se prăvălească din slava cerului. Ne-a cam umplut pe toți de spaimă. Ce năpastă mai e și asta? Una asupra căreia nu poți trage cu săgeata, zise Gandalf. N-ai ucis decât armăsarul. Ai făcut o treabă bună, dar călărețului i s-a dat de îndată altul. Căci acela era un Nazgul, unul dintre cei nouă, care călărește armăsari înaripați. Curând, groaza lor își va arunca umbrele asupra ultimelor oștiri ale prietenilor noștri și le va lua soarele. Dar nu li s-a îngăduit încă să străbată râul, iar Saruman nu știe încă de această formă nouă în care s-au înveșmântat duhurile inelului. El nu se gândește decât la inel. A fost prezent la bătălie? A fost găsit? Ce se va întâmpla dacă Theoden, seniorul obștii, îl găsește cumva și dă seama de puterile sale? Asta-i primejdia de care se teme Saruman, așa că s-a grăbit să ajungă înapoi, în Isengard, să-și îndoiască, să-și întreiască asaltul asupra Rohanului. Și apar noi primejdii la tot pasul, pe care însă nu le observă, prea grijuliu de gândurile lui înfierbântate. A uitat de Arbore Bărbos. A cui ar vorbești singur, zise Aragorn cu un zâmbet. Arbore Bărbos nu mi-e un nume cunoscut. Am descifrat parte din ticluirea lui Saruman. Totuși nu înțeleg cum venirea a doi hobiți în Fangorn a avut vreo însemnătate, în afară de faptul că ne-a pus pe noi, inutil, pe drumuri fără de sfârșit. Ia stai! Strigă Gimli. Mai e ceva ce vreau să știu, înainte de toate. Azi noapte te-am văzut pe tine, Gandalf, sau pe Saruman? Neîndoielnic, pe mine nu, răspunse Gandalf, așa că nu puteți să-l fi văzut decât pe Saruman. Se pare că semănăm atât de mult, încât dorința ta de a-mi face o crestătură fatală în pălărie poate fi iertată. Bun, făcu Gimli. Mă bucur că n-ai fost tu.
Gandalf râse iar. Da, bunul meu gnom, zise el. Mare ușurare să vezi că n-ai dat greș chiar pe toate planurile. Dacă eu nu știa asta. Dar, oricum, nu te-am osândit nici o clipă pentru felul în care m-ai întâmpinat. Și cum s-o fi făcut, odată ce mi-am sfătuit totdeauna prietenii să n-aibă încredere nici în mâinile lor, când au de-a face cu dușmanul? Fii binecuvântat, Jimmy, fiu al lui Gloin. Poate că ai să ne vezi într-o bună zi pe amândoi alături și ai să-ți dai seama de diferență. Și hobiții? Îl întrerupse Legolas. Am făcut cale lungă să-i găsim și tu, se pare, știi de ei. Spune, unde sunt? Cu Arbore Bărbos și cu Enții, răspunse Gandalf. Cu Enții? Se minună Aragorn. Așadar, e adevărat ce se spune în legendele străvechi despre locuitorii din inima codrilor și despre uriașii păstori de arbori. Mai sunt Enți pe lumea asta? Mă gândeam că nu sunt decât amintiri din vremuri apuse, dacă au existat vreodată, și n-au fost decât o poveste din Rowan. O poveste din Rowan, exclamă Legolas. În niciun caz. Orice elf din țara pustietății știe cânturi despre străvechiul Onodrim și despre jalea lor fără sfârșit. Dar chiar și printre noi, acestea nu sunt decât amintiri. De mi-ar mai fi dat să întâlnesc vreunul pe lume, atunci chiar că m-aș simți iar tânăr. Dar Arbore Bărbos nu-i decât tălmăcirea cuvântului Fangorn în limba comună, și totuși, se pare că vorbești de un ins. Cine e acest Arbore Bărbos? A, îmi pui cam multe întrebări, zise Gandalf. Puținul pe care îl știu despre întâmplarea aceasta molcomă și nesfârșită ar fi o poveste de care n-avem timp acum. Arbore Bărbos este Fangorn, străjerul pădurii, el e cel mai vârstnic ent, cea mai bătrână făptură care pășește încă sub soare pe acest pământ de mijloc. Sper din toată inima, Legolas, să mai ai ocazia să-l întâlnești. Merry și Pippin au avut noroc, l-au întâlnit chiar unde stăm acum. Căci a trecut pe aici cu două zile în urmă și i-a purtat până la sălașul lui de la poalele munților. Vine aici prin locurile acestea, mai ales când e neliniștit și se simte tulburat de zvonurile care îi sosesc din afară. L-am văzut acum 4 zile mergând cu pași mari printre arbori și cred că m-a văzut și el pe mine, căci s-a oprit, dar n-am spus nimic, pentru că eram adâncit în gânduri și vlăguit, după înfruntarea cu ochiul din Mordor, și nici el n-a scos niciun cuvânt, nu m-a strigat pe nume. Poate că a crezut că ești Saruman, zise Jimmy. Dar vorbești despre el ca și cum ți-ar fi prieten. Credeam că Fangorn e primejdios. Primejdios, exclamă Gandalf. Păi, și eu sunt foarte primejdios, mai primejdios ca orice pe lumea asta, în afară de cazul în care vei ajunge să fii dus viu dinaintea seniorului întunecimii. Și Aragorn e primejdios, și Legolas e primejdios. Ești împresurat de primejdii, Jimmy, fiu al lui Gloin, căci tu însuți ești o primejdie, în felul tău. Firește, codrul lui Fangorn este periculos în primul rând pentru cei ce și țin la îndemână securile. Fangorn însuși e periculos, și totuși, asta nu îl împiedice să fie plăcut și înțelept. Acum însă mânia lui a dat pe din afară și a copleșit toată pădurea. Venirea hobiților cu veștile lor a umplut paharul, curând se va revărsa ca un potop, dar valul ei se îndreaptă împotriva lui Saruman și a Isengardului. E pe cale să se întâmple un lucru cum nu s-a mai văzut din vremurile de odinioară, enții sunt pe cale să se trezească și să-și dea seama că sunt puternici. Și ce or să facă? Întrebă Legolasul uit. Nu știu, zise Gandalf. Nu cred că știu nici măcar ei. Mă întreb și eu ce or să facă. Tăcuși și plecă fruntea gânditor. Ceilalți rămaseră cu ochii la el. Își ținea palmele în poală, mângâiate de o rază de soare ce se strecura printre norii fugari, păreau pline de lumină, precum o ulcică cu apă. Într-un târziu, își ridică ochii și privi drept la soare. Se stinge dimineața, zise el. Curând, va trebui să plecăm. Mergem să-i găsim pe prietenii noștri și să-l vedem pe Arbore Bărbos? Întrebă Aragorn. Nu, zise Gandalf. Nu pe drumul ăsta trebuie să o luăm. Am vorbit despre nădejde și nimic mai mult. Nădejde în biruință. Ne paște războiul, pe noi și pe prietenii noștri. Un război în care numai dacă ne folosim de inel vom ști că vom ieși victorioși. Lucrul ăsta mă umple de o mare mâhnire și de o mare teamă, căci multe vor fi distruse și se poate pierde totul. Eu sunt Gandalf, Gandalf cel alb, dar negrul e mai puternic. Se ridică și privi către soare răsare, punându-și mâna streașină la ochi, de parcă ar fi zărit lucruri depărtate, nevăzute pentru ceilalți. Apoi clătină din cap. Nu, zise el cu glas blând. Nu mai avem cum ajunge la el. Măcar pentru asta trebuie să fim mulțumiți. Nu mai putem fi ademeniți să ne folosim de inel. Trebuie să coborâm și să dăm piept cu o primejdie aproape de deznădejde,
dar măcar primejdia aceea de moarte s-a depărtat de noi. Se întoarse. Hai, Aragorn, fiu al lui Arathorn, adăugă el. Să nu regreți alegerea din Valea lui Eminmuil și nici să nu mai zici că urmărirea ta e zadarnică. Printre atâtea îndoieli, te-ai oprit la alegerea care ți s-a părut potrivită, a fost dreaptă și ai fost răsplătit. Căci ne-am întâlnit la Țanc, cât n-a fost prea târziu. Dar căutarea prietenilor tăi a sfârșit. Următoarea ta călătorie este sub semnul făgăduielii pe care ai făcut-o. Trebuie să te duci la Edoras, să-l cauți pe Théoden, în lăcașul lui. Căci e nevoie de tine. Lumina Iuianduril trebuie descoperită în bătălia pe care ai așteptat-o atât. În Rowan e război și zaveră, îi merge tare rău lui Théoden. Atunci, n-o să-i mai vedem pe veselii noștri hobiți tineri? Întrebă Legolas. N-am zis asta, zise Gandalf. Cine știe? Aveți răbdare. Duceți-vă acolo unde trebuie și nădăjduiți. Și acum, pornim spre Edoras. Cât și eu merg într-acolo. E greu să străbați pe jos un asemenea drum, fie că ești tânăr sau bătrân, zise Aragorn. Mă tem că bătălia se va fi terminat când vom ajunge acolo. Om vedea, om vedea, zise Gandalf. Veniți cu mine? Da, pornim cu toții, spuse Aragorn. Însă n-am nicio îndoială că, dacă vrei, vei fi acolo înaintea mea. Se ridică și îl privi lung pe Gandalf. Ceilalți se uitau la ei cum stăteau față în față, fără să scoată un cuvânt. Silueta fumurie a omului, Aragorn, fiul lui Arathorn, era înaltă și tare ca piatra. Își ținea mâna pe mânerul spadei. Părea un rege ivit din cețurile mării, care pășise pe țărmuri locuite de făpturi mai mici. În fața lui stătea silueta cocârjată, albă, strălucind de parcă îi mocnea o lumină pe dinăuntru, împovărată de ani, dar împrăștind o tărie mai presus de cea a regilor. Nu-i așa, Gandalf, zise Aragorn într-un târziu, că te-ai putea duce ori încotro mai iute ca mine. Și am să-ți mai spun ceva, tu ne ești căpetenie și flamură. Seniorul Întunecimii are 9 călăreți. Noi avem unul, mai puternic decât ei, călărețul alb care a trecut prin foc, prin sabie și prin hău, și care e temut de toți. Ne vom lăsa cu dragă inimă călăuziți de el. Da, te vom urma cu toții, zise Legolas. Dar mai înainte ia-mi o piatră de pe inimă, Gandalf, și spune-ne ce ai pățit în Moria. Nu mai poți sta puțin, să le povestești prietenilor tăi cum ai fost salvat? Și așa am stat prea mult, îi răspunse Gandalf. N-avem timp, căci nici într-un an de zile nu v-aș putea termina această poveste. Atunci spune-ne ce crezi de cuviință, ca să nu pierdem vremea, zise Gimli. Hai, Gandalf, povestește-ne cum ai scos-o la capăt cu Balrog. Nu-i rost numele, spuse Gandalf și pe chipul lui trecu un nor fugar de suferință, apoi tăcu, mai îmbătrânit, parcă, dintr-o dată. M-am prăbușit într-un hău nesfârșit, adăugă el rar, într-un târziu, de parcă și ar fi amintit cu greu. Am tot căzut, împreună cu el. Flăcările lui mă împresuraseră. Eram scrum. Apoi ne-am scufundat într-o apă adâncă și totul s-a întunecat. Frig ca fiorul morții era, aproape că-mi înghețase inima. Adâncă-i genunea peste care se întinde podul lui Durin, rost Gimli, și nimeni n-a măsurat-o vreodată. Și totuși, are un capăt, dincolo de lumină, dincolo de cunoaștere, zise Gandalf. Acolo am ajuns într-un târziu, pe fundul de piatră. El era tot cu mine. Focul îi se potolise, dar se făcuse vâscos, alunecos, mai puternic ca un șarpe care te sugrumă. Ne-am luptat sub pământul viu, acolo unde timpul nu se mai măsoară. Ba mă încleștea el, ba îl sfârtecam eu, până la urmă, a luat-o la goană prin niște galerii întunecate. Și acestea nu erau făcute de seminția lui Durin, Gimli, fiu al lui Gloin. Acolo, departe, dincolo de cele mai adânci văgăuni ale gnomilor, lumea iroasă de tot felul de făpturi fără nume. Nici măcar Sauron nu le știe, căci sunt mai bătrâne ca el. Ei bine, am pășit pe acel tărâm, despre care însă n-am să povestesc, ca să nu întunec lumina zilei. În disperare, vrăjmașul era singura mea nădejde, așa că l-am urmat, încleștat de călcâiul său. Astfel m-a adus înapoi, până la urmă, la galeriile tainice din Khazad-dum, le cunoștea ca nimeni altul. Am urcat și am urcat, până am ajuns la scara nesfârșită. Pierdută în negura timpurilor, zise Gimli. Mulți spun că nici n-a fost vreodată, decât în născociri, iar alții, că a fost distrusă. Este și n-a fost distrusă câtuși de puțin, zise Gandalf. Din temnița cea mai adâncă până în vârful cel mai înalt urca într-o spirală desăvârșită, cu mii de trepte, și ajungea până la urmă în turnul lui Durin, săpat în stânca vie a lui Zirac-Zigil, foișorul cornului argintat. Către Celebdil se deschidea o fereastră singuratică în zăpadă, iar dinaintea ei se întindea un spațiu îngust,
o văgăună amețitoare deasupra negurilor lumii. Soarele strălucea puternic acolo, dar dedesubt totul era învăluit de nori. El a țâșnit afară și, cum eram în urma lui, a izbucnit în flăcări. Nu era nimeni de față, să vadă, poate cânturile de peste veacuri să povestească despre bătălia de pe culme. Brusc, Gandolf izbucni în râs. Dar ce ar putea spune cânturile acelea? Cei care au privit în sus de departe au crezut că vârful muntelui s-a încununat cu furtuna. Se auzeau tunete, iar fulgerele se izbeau peste celebdil și săreau înapoi frânte în limbi de foc. Mai mult, am fost înconjurați de un fum amestecat cu aburi, care se înălța și ploua cu gheață. L-am zvârlit pe vrăjmașul meu, care s-a prăbușit din locul acela înalt și a năruit povârnișul muntelui acolo unde s-a izbit, spre propria ruină. Apoi m-a năpădit întunericul, am rătăcit dincolo de gânduri și de timp și am bătut drumuri depărtate, despre care nu voi povesti niciodată. Golgoluț am fost trimis înapoi pentru o vreme, doar până mi se împlinește menirea. Și gol am zăcut pe culmea muntelui. Turnul din dărăt se făcuse praf, fereastra dispăruse fără urmă, scara în ruină era înfundată cu pietre arse și sfărâmate. Rămăsesem singur, uitat, fără scăpare, deasupra cornului tare al lumii. Acolo am zăcut cu ochii pierduți în zare, în timp ce stelele se rostogoleau pe deasupra. Fiecare zi mi se părea mai lungă decât un ev pământesc. Îmi ajungeau la urechi, abia auzit, zgomotul adunat de pe toate tărâmurile, nașterea și moartea, cântecul și plânsul, precum și huruitul molcom, fără sfârșit, al pietrelor prăbușite. Așa m-a aflat, într-un târziu, Guaihir, stăpânul vânturilor, care m-a ridicat în slăv și m-a purtat departe. Oare mi-e dat să-ți fiu mereu povară, prietene ce mi-apari mereu la nevoie? Poate că ai fost, cândva, o povară, mi-a răspuns el, dar acum, nu. Ești ușor ca fulgul de lebădă în ghearele mele. Razele soarelui trec prin tine. Îți spun drept, nu cred că mai ai nevoie de mine, dacă te-aș lăsa să cazi, ai plăci pe aripile vântului. Să nu mă lași să cad. Am gemut eu, căci simțeam cum revin la viață. Du-mă în Lothlorien. Păi, chiar asta-i porunca lui Lady Galadriel, care m-a trimis să te caut, mi-a răspuns el.